România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O înverșunare s-a stârnit aici, în București, după ce unul dintre vechile obiceiuri de Crăciun a fost schimbat de primarul Nicu Șordan. Și asta m-a făcut tare curios să văd cum se raportează România la ceea ce este de fapt o întreagă cultură sădită în ultimii 30 de ani. E vorba de cultura gratuității și cea care spune că cetățeanul trebuie să primească ceva cât de mic de la stat, de la primar, fie subvenție, fie voucher, fie concert. Ce se mai dă? Pe scurt, primarul din capitală a băgat bilete la târgul de Crăciun. Ele sunt 7 lei dacă le iei de la poartă și 5 lei dacă le cumperi de pe internet. Asta a dus la cozi, la îmbulzeală, adăugați că nici nu intri dacă nu ai certificat verde și deja aglomerația e gata. Pe de altă parte, multă lume susține că târgul deja este plătit din bani publici, că am contribuit odată la el ca cetățeni. De ce să plătim a doua oară? În plus, firmele care fac afaceri acolo, nu? Ar putea să plătească o chirie mai mare, care să ducă nu numai la acoperirea costurilor, dar să facă și un mic profit pentru primărie, nu? Pe drept cuvânt, sunt o mulțime de sisteme și o mulțime de întrebări. Mai avem ceva în București care nu se face sau mai lipsește ceva de aici. Anul ăsta nu o să mai avem luminițe ca în anii trecuți. Ele nu o să mai coste 9 milioane de lei ca la unul dintre Crăciunurile anterioare, ci doar 1 milion de lei, zice actualul primar. Va fi un Crăciun auster, cu lumini din anii trecuți și puse doar în centrul capitalei. Cum ar spune un comentator de Facebook, că am văzut aseară, va fi mizer și trist. Eu știu care e situația aici, în orașul în care locuiesc, dar cum o fi la voi în restul țării? Ce fac primarii din orașele voastre? Pentru că mă gândesc că oriunde și în cea mai mică localitate pui o beteală, o luminiță, te gândești cu un gând bun la locuitorii tăi, nu? Aici, în România și peste tot în lume, este o situație complicată. Avem crize de înfruntat și în cheltuieli majore. Majoritatea orașelor din România nu au bani de căldură, după cum ați văzut. Bucureștiul cere 900 de milioane de lei de la guvern ca să plătească căldura pe mai departe. Alte orașe, la fel, cer de la guvern. Înțeleg că trăim o situație dramatică. Dar la fel îi înțeleg și pe cei care spun că orașele noastre trebuie să aibă măcar o idee de sărbătoare care să ne ajute să mergem mai departe. Că pentru foarte mulți oameni asta contează foarte, foarte tare. Că ne păstrează mintea întreagă. Și așa e. Și da, foarte mulți copii nu vor mai avea acces în fiecare seară să vadă crâmpe de poveste din târgurile acelea. Și nici să-și vadă artiștii preferați la căror concerte plătite din buzunarul propriu nu vor ajunge niciodată. Unde este echilibrul în această situație? Asta e dezbaterea de astăzi. Cum să faci să asiguri și servicii esențiale, dar și un crâmpei de bucurie? Teoretic știu că sună frumos ce spun aici, dar de fapt, în foarte multe ocazii, sub acoperirea acestor gânduri frumoase, multe administrații au făcut din aceste evenimente o mașină de tocat bani. Orice primar destoinic din România știe că trebuie să ia fața și a folosit aceste zile ca să mai pună un vot și un ban la pușculița de partid. Și eu vă provoc la o discuție în care să-mi povestiți România așa cum o vedeți voi pe unde sunteți. Poate sunteți chiar și prin vacanță plecați prin diverse orășele din România sau orașe. 0372069599. Îl repet să se audă în cel mai mic colț din țară, acolo unde s-a pus un brăduț din bani publici. 0372069599. Cum arată orașele voastre în prag de sărbători? Cât prețuiți evenimentele făcute de primării de Crăciun? Și cum ar trebui să fie cheltuiți banii publici în luna decembrie? Pe lumini și concerte sau pe lucruri esențiale pentru
funcționarea orașelor. Da, și vă întreb și de bilete, oameni buni, cum să fie târgurile astea? Să fie cu bilet, să intre doar unii și să mai ajute primăria? Sau să fie gratis, că e bucurie pentru toată lumea? Că, în definitiv, cu toții avem Crăciun. 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook, la Europa FM. România în direct începe astăzi, ascultându-l pe Sebastian. Salutare! Salut! Te sunt tot din București, de unde știi și tu foarte bine situația, dar stăteam și mă întrebam cum am ajuns să vorbim la radio despre normalitate și mă omoară niște sentimente care sunt în contradictoriu. Pe de o parte mă bucur că vorbim despre normalitate și despre ceva normal în condițiile în care tu nu ai spitale, vorba aia, sunt două dudui care au făcut un spital de copii în spate la Budimex. Din banii lor, din donații. N-avem apă caldă, ne îngheață bătrânii în case și noi vrem târguri și concerte și luminițe de 9 milioane de lei. Nu chiar de 9 milioane. Anul ăsta e 1.200.000, din câte am înțeles. Da, dar am înțeles că sunt oameni care și-ar fi dorit să se cheltuiască banii ăștia pe asta. Nu știu, am ajuns să vorbim despre normalitate la radio și, repet, nu știu dacă să mă bucur, nu știu, îmi vine să plâng, să râd, să sar în sus, să mă gândesc ce mi s-a făcut până acum, de am ajuns să mă bucur când cineva nu mai îmi face acel lucru. Am ajuns să văd pe autobuze reclame la primăria Bucureștiului. Păi pe autobuzul ăla putea fi o reclamă la un brand, la o corporație, la cineva care oferă ceva, nu vreau să-ți dau un nume, nu? Dar cineva avea banii dispuși, da, să-și plătească reclamă pe acel autobuz și totuși primăria a zis, nu, uite, noi plătim noi reclama asta pe autobuzul nostru. Da. Căci în metrou. Cum s-a ajuns omul, sufletule, la așa ceva? Că ești un suflet. Sufletul tău ce-ți spune? Să te bucuri sau să te întristezi? Că eu nu știu ce să fac. Asta nu mi se pare o lume normală, adică asta e un tip de pervertire. Pe de altă parte, o să spun cu toată sinceritatea, Sebastian, că eu cred că, într-o anumită măsură, și aici am nevoie de ajutorul vostru, în a stabili măsura asta, primăriile și comunitățile sunt datoare să împartă din diversele bucurii de sărbătoare sau de tot ceea ce înseamnă oraș și asta altor oameni care n-au o posibilitate. Asta să fie bucuria. Eu vin dintr-o familie săracă. Acum, slavă Domnului, am depășit momentul monoparentală. Dar de Crăciun eu mă bucuram. De Crăciun eram eu cu mama și venea Crăciunul. Nu tăiam un porc, nu serbam un porc. Mai mergeam să mai vedem niște luminițe. Da. Da? Într-o zi la tineretul i-a căzut unei fete pe scările rulante în cap o foaie de sticlă din tavan. Și a murit. Dar noi mergeam, probabil, să vedem luminițele astea de 9 milioane de lei. Da. Când, probabil, la acel Crăciun niște copii mureau, că femeile alea n-apucaseră să facă spitalul de copii. Măi, omule, hai să terminăm cu astea. Înțeleg că și bisericile trebuie să aibă bani. Înțeleg că trebuie să dăm bani și către lucrurile astea care ne ajută sufletul. Nu spun nu. Dar hai să ne regăsim un pic pe noi, să stăm acasă și bucuria vine din alt. Îl găsești pe Dumnezeu și într-o biserică mică. Îl găsești pe Dumnezeu și sub un scaun, dacă vrei. Acolo poate fi El, dacă acolo vrei tu. Poți să te bucuri de Crăciun, de Revelion, de ce vrei tu, cu prietenii tăi, cu familia ta. Trebuie să ieși neapărat să te duci să vezi niște luminițe de 9 milioane? Serios, acolo este bucuria. Asta vrem să le arătăm copiilor, că ai spus de copii. Asta trebuie să înveți un copil, că dacă nu avem luminițe, trebuie să fim supărați, mami. Da. Dar lasă, stăm în frig, mama e moare, tu dacă pățești ceva, Doamne ajută, nu? Că atât am putut. Eu înțeleg. Doamne ajută și uite, mergem cu autobuzul pe care scrie Primăria Capitalei. Mulțumesc tare mult, Sebastian. Sigur, multă ironie, dar și dezamăgire în acest mesaj. Contraziceți-l dacă puteți. Dar și primăriile și comunitățile pot cheltui la un moment dat ceva din puținul lor, nu? Aici l-aș contrazice eu. Pentru a oferi o stare de așezare. Nu simțiți o bucurie când vedeți
Mergeați pe sub luminițele alea? Vă dădeați cu mașinile? Vă uitați la brad? Să adunau copii? Să bea vin fiert? De fapt, într-un fel, pe bani publici, n-a că zic vorbă mare, o să mă înjure acum Andrei Caramitru că el avea standardul, într-un fel se construiau comunitățile. Comunitățile aveau nevoie și de așa ceva. Măsura o căutăm astăzi. Radu, salutare, ești la România în direct. Da. Bravo, Cătălin. Cumva mi-ai... ai cam spus ce am vrut să spun. Ia, stai. Mă bucur că a intrat Sebastian înaintea mea. Ascultătorii Europa FM sunt foarte elitiști. Sunt extraordinari, sunt cei mai buni, care nu dau doi bani pe ăia de asistat social, cum tot văd că se numesc. Suntem diferiți. Asta. Nu știu dacă toți ascultătorii Europa FM sunt cum spui tu. Avem gânduri și idei diferite. Da, majoritatea sunt așa, sau cel puțin care au curajul să intre la emisiune în direct. Așa. Eu sunt mai socialist de felul meu și consider că, deși mi se par o prostie târgurile, personal, nu pot să nu vezi faptul că majoritatea le plac târgurile. Le plac, eu sunt din Iași, ori, acum trăiesc în Cluj, n-apoc. M-am amuzat seară că am fost în oraș, m-am amuzat cum stătea lumea la coadă ca să intre la târgul de Crăciun. E cu bani? Stai, sunt curios, lămurește. Nu știu, chiar m-am gândit la chestia asta, n-am căutat. Stai așa, vă rog frumos, la 0372069599, clujeni, vă rog sunați-ne și lămuriți-ne dacă la voi e cu bani sau fără bani târgul ăsta. Nu contează, lumea să stea la coadă. Pe mine okay. E o chestie asta mai mult. Da, așa. Dacă e să se facă așa ceva, că lumea își dorește să fie gratuit. Nici nu se pune, nici nu... E ca și cum ai luat taxe pe luminițele alea, pe care oricum tot le iei, nu? Da, tot le iei, dar poate le... Sau poate nu le iei, ce... Nu ne obligă nimeni. Știu părerea, că ți-am văzut postarea pe Facebook. Ai văzut ce consider că ar trebui, da, consider că ar trebui să fie plătit biletul ăla. Da, eu consider că sunt nevoi mult mai importante. Dar, dacă tot se fac, să se facă gratuit. Ok. Asta este părerea. Dar cum argumentezi, dragul meu, gratuitatea asta? Adică, cum o argumentezi? Plătesc taxe, domnul Cătălin. Ok. Eu sunt om care îmi permit biletul. Să ne facem înțeleși. Nu mă duc fiindcă mie nu-mi plac chestiile astea. Dar, chestiile astea nu se fac pentru oameni ca mine. Se fac pentru oameni care au și eu o mică bucurie, da? Ăia nu-și permit biletul. Am stat să mă gândesc la chestiunea asta, dar aici s-ar putea să ai dreptate. E vorba de o categorie de oameni. Dar în momentul în care tu dai gratuitatea asta generală fără a identifica exact pe... Interzici târgurile, din punctul meu de vedere, ar trebui interzise când ai alte probleme în orașul respectiv. Mult mai mari. În cazul, tu ești clujean, voi n-aveți probleme cu căldura ca noi. Acum primarul cere... M-am avut și eu. Mă rog, în fine. Voi vedeți, vedeți pe boc, voi ăștia din București literaturilor pe boc. Eu personal nu. Nu, scuză-mă, deci nu, să nu, uite, știu că voi clujenii ne spuneți asta. Dom'le, nu-i chiar atât de bine. Am aflat și eu între timp că spitalul regional care se face la Cluj pică exact pe stația de metrou și că s-ar putea să nu le rezolve pe amândouă deodată. Știu că Mulțumesc de informație. Îți spun eu asta, da, rezolvați-o acolo la primăria Cluj. Nu sunt lucrurile așa cum par, dar de la distanță e un pic mai bine. Îți înțeleg punctul de vedere, e justificat în mare măsură, însă tu ce îmi spui acum că din plata taxelor este că poți plăti orice. Domnule, până la urmă plătesc taxe... Scuze-mă că te întrerup. Eu consider că din plata taxelor nu ar trebui să se facă târguri de Crăciun. Dacă okay. Există alte probleme mai importante în orașul scutit. Mulțumesc. Dar la majoritate le place chestia asta. Așa. Domnule, că dacă îl facem, să fie gratuit. Mulțumesc tare mult. Și mie îmi place să mă duc acolo, să merg cu prietenii. Am fost și la un concert odată, da, am luat vin fiert, cum să nu mă duc? E foarte plăcut. În același timp, da, am scris ieri pe Facebook, eu cred că trebuie plătit bilet. Dintr-o chestiune de echilibru, adică, da, plătim taxe, comercianții ăia plătesc chirii, da, plătesc și ei, și contribuim și noi cu cât se poate, un pic. Dacă sunt grupuri defavorizate, cum se numesc, scuzați-mi limbajul de lemn, dacă sunt oameni care nu-și permit, aici rolul primăriei și a primăriilor de sector și organizațiilor neguvernamentale să se organizeze și să-i ajute pe oamenii ăia să ajungă acolo, să simtă bucuria asta. De-aia lucrăm împreună. Salutare, Raluca e acum la România în direct. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai face domnul Chirica? Cum mai arată la voi? Mic și slab și mă gândeam că nu poate să meargă zone de stângi sau dacă a mers, nu știu dacă a avut destule kilograme.
Asta e, Chirica sau de, Târgul e mic și slab? Domnul Chirica e mai scurt ca mine. Și eu am 1,65 m. Sau eu așa-l văd, nu știu. Da, eu sunt pentru târgurile de Crăciun. Târgul de Crăciun înseamnă niște comercianți, că până la urmă și ei trăiesc în asta. Să știți că mi s-a părea viața foarte tristă. Oricum e tristă de Crăciun în general, să știți, pentru o anumită categorie de oameni. Crăciun e trist. Și dacă o să-l interzicem și pe stradă, să fie și mai trist. Cred că dacă s-ar face să facă concerte, ar trebui plătit, clar, bilet, plătit, distracțiile astea, arată ferii sau alte chestii, dar ca să aibă acces, știți cât oameni săraci sunt în țara asta, dar nu neapărat declarat săraci și nu neapărat poți să spui în gura mare. Eu am avut o problemă majoră pe tema asta, eu personal, acum nu mai am din fericire, dar sunt doar eu cu fetița mea și oi fi eu doctor, dar aveam să las 2700 lei, era timp canci. Eram familie monoparentală și a fost o promoție, nu știu dacă cine simte, la Cinema City, pentru familii, bilete de familii. Eu n-am fost considerată familie, pentru că eram noi două și familie erau mama, tată și copil. Da, interesant, a fost așa de penibil și umilitor și vreau să vă spun că sunt o grămadă de oameni săraci și necăjiți care nu pot să declare asta public, să duc la primărie, chiar nu pot. Și adică îmi spui tu astăzi că... Pentru mulți oameni, îmi spui tu, 15 lei sau 20 pe care ar trebui să-i plătească acolo, sunt un impas. Da, eu așa zic. Și cred că trebuie să fie un echilibru între 1000 de luminițe de Crăciun sau câte ori mai fie ele în centru. Trebuie puse peste tot, pentru că sunt oameni săraci care stau la margine, nu mă refer la zonele aia rezidențiale, la cartierele mai necăjite, care poate nu mai sunt necăjite, dar e nasol că e întuneric acolo. Eu cred că se poate găsi un echilibru, dar trebuie să se vrea. Și cred că trebuie făcute niște campanii, așa, nu neapărat, da, trebuie să-și oameni necăjiți de Crăciun, că ei de Crăciun sunt și mai necăjiți. E adevărat, toată lumea mănâncă și în afara Crăciunului, dar necăjiți sunt ei, de la aziluri. Poți să te duci cu colinda, poți să fac asta primăria și poți să, nu numai funcționare la primărie, că zău, aia, de cei nu sunt drăguți ca macri, da, așa, în fine. Poți să fac o campanie în care să ne implice pe toți, că eu sunt sigură că s-ar găsi voluntari. Eu cred în chestia asta și nu cred că trebuie să la târguri să intre cu bilet. Știu ce spuneți și aveți dreptate la anumite activități, sigur cred că ar trebui cu bilet. Dar la asta așa unde vine toată lumea, 25 o zi tristă, în care totul e închis și te apucă groaza. Pe 26, dacă te plimbi pe Ștefan cel Mare, o grămadă de oameni scăpați, stăm cu familia. Mă iertați, prea multă presiune să stai cu familia. Știți, în țările nordice, plus minus 3 zile Crăciun, totul e închis. Le apucă groaza, se apucă de băut. Serios, să stau 6 zile închisă cu toată familia? Nu. Deci tu chiar îmi zici acum... Eu înțeleg că e mare sărăcia în România, dar 15 lei, un da, impediment? Da, zic eu. Păi da, pentru că 15 lei de mai mult, de două ori, nu știu, de câte ori s-ar plimba acolo. Nu, dar nu e un bilet care să țină toate sărbătoarele. Ce ziceți? Așa, propuneți? Da, n-aș negocia, nu, mă pui, sigur că mă pui pe gânduri și asta zic și eu, domnule, e un eveniment care, sigur, le interzice unor oameni să vină. Însă, sub aspectul gândurilor tale bune, Raluca, de foarte multe ori, politicienii, mai mult sau mai puțin populiști, au ascuns niște mașini de făcut bani și au zis așa: prietene, sunt o grămadă de oameni în România care nu-și permit 15 lei, dar te întreb altfel, orașul nostru, al meu, că al tău nu știu exact ce situație are, își permite să plătească 9 milioane de lei pe lumini? Am să-l întreb, domnul Chirica? Da, apropo, v-a făcut ceva ce seamănă cu un târg sau ceva? Pe Ștefan cel Mare sunt puse niște căsuțe în fiecare an, sunt, și sunt activ așa, dar eu mă duc la Siena, am la Iași. E cu bani? E cu bani? Nu, e fără bani. Nu se intră cu bani, nu. Și au grămadă de copii, dacă ați fi pe 26 și pe 25 să plimbă oamenii, că disperați, că tot e închis și se plimbă. Și iar mergem să mâncăm, iar mergem să facem, mie îmi place să mănânc, dar n-am unde. Așa, în general, e plin. O grămadă de... Știți, noi avem palat. Da, trebuie să ieși, sunt de acord cu tine. Raluca, îți mulțumesc tare mult. Ne auzim data viitoare. Alin, salutare, de unde ne suni? Salutare, bine v-am găsit. Din București vă sun. Dai noștri. Se pare că primarul general al Capitalei a ieșit din tiparul majorității. Da, chiar asta. Nu e obișnuită cu astfel de pomeni. N-ai auzit ce zicea Raluca? Cum e pomană? Da. Păi sunt oameni care nu-și permit 15 lei.
Eu cred că problema nu e intrarea la un târg de Crăciun. Cred că problema cea mai gravă e pentru anumite clase sociale, e prețurile din interiorul acelui târg. Okay. Unde care, într-adevăr, sunt foarte mari. Mi-aduc aminte că la ultimul târg de Crăciun la care am participat acum vreo 2 sau 3 ani, 100 de grame de pastramă la Ceaun costa 35 de lei. Ceva de genul, da. Păi da. Știi cum e, aglomerație, îți spun cum e. E aglomerație, ai prins momentul, ai dat lovitura. Îți acopere alte luni, cel puțin cei cu food truck-urile care sunt acolo și acoperă exact. Alte luni în care n-au funcționat. Și atunci 5 lei intrarea de persoană sau 7 lei cât o fi, nu cred eu că asta ar fi o problemă pentru, cum am spus, anumite familii din clase sociale mai... Problema e și prețurile și lumea e obișnuită să primească astfel de pomeni, gratuități, concerte gratuit, târguri, dar avem probleme mult mai grave. Cum spuneai și tu și mai spuneau alți vorbitori, de exemplu căldura în București, spitalele, acum nu de mult două spitale din București au rămas fără căldură. Cum ai asigurat tu echilibrul ăsta între două lucruri de care până la urmă avem nevoie? Adică să meargă orașul ăsta să funcționeze, să țină bine, dar să primească și o mică bucurie. Mai ales pentru cei care nu au darea asta de mână să facă. Cum ai procedat? Faptul că s-a redus costul luminițelor de la 9 milioane la 1 milion, deci e un pas bun. Da. Cred că trebuie economisit unde să, înainte se arunca cu bani la voia întâmplării, să zic așa, bine, nu s-a întâmplat la voia întâmplării, dar unde se cheltuiau bani fără o logică anume, uite că a ajuns acum un primar care să pună cât de cât ordine în treaba asta. Din moment ce orașul e plin de luminițe și două spitale nu au căldură, cred că mai mult aș fi afectat de soarta celor din spitale, nu de soarta oamenilor care merg pe stradă și nu văd luminițe. Da. Unii oameni țin și la chestiunea asta. Doamna Firea i-a scris domnului Nicușor Dan, citez, în calitate de senator al cetățenilor din București, vă solicit să anulați de îndată taxa de intrare de 7 lei pentru accesul în târgul de Crăciun, aplicată copiilor peste 12 ani și adulților. Oricum ar fi trebuit să pună la dispoziție suficiente bilete care se puteau procura online pentru a evita aglomerația la intrare. Nicăieri în lume nu se impune taxă de intrare în târgurile de Crăciun și familiile cu venituri mici au dreptul să viziteze un târg de Crăciun așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. Vă dați seama cât ar trebui să plătească pentru intrare o familie cu 2-3 copii? Da, nu știu, mie nu mi se pare o taxă. Probabil dacă erau taxe de 40-50 de lei de persoane, da, aș fi fost de acord cu doamna Firea, dar 7 lei de persoană chiar nu e o sumă care să nu și-o permită majoritatea familiilor din București. 5 lei. Că, na, 5 poți, lei, da, poți, să-l iei, poți să-l iei de pe online. Îți mulțumesc, exact. Alin. Spor la treabă îți doresc. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct. Cultura gratuității, a pomenilor, spunea Alin mai devreme. De acord cu el sau doar un crâmpei de normalitate? Îl mai avem pe Ștefan? Da, salut, scuze, eram adâncet. Foarte atent la ce îmi spuneai. Salut! Eu am o altă... Eu consider că și târgul de Crăciun trebuie gândit ca un business, cel puțin de către primărie. Uh-huh. Sunt din Brașov, cum știți foarte bine, Brașov este în ultima vreme un oraș foarte frecventat, vizitat de către turiști. Și atunci, luând și am văzut și în alte țări, gen Viena, târgul de Crăciun de la Viena, târgul de Crăciun de la Roma, târgul de Crăciun de la Budapesta. Hai să facem și noi ceva super. În ideea, faci un târg de Crăciun, ceva extraordinar, spectaculos, ceva ce să-și dorească orice român să-l vadă, mai ales la noi, cum ar merge în Brașov, fiind și în centrul țării, așa. Pui și o taxă de intrare modică, 5 lei, 10 lei, dacă vine omul de la București, de la Sibiu, nu cred că se va împiedica de această taxă. Și nici chiar noi brașovenii, dar pentru copii, pentru că e sărbătoare, totdeauna intrarea gratuită. Pentru toți copiii, adică copil până la 18 ani, așa e, da? Toți copiii, da. Și atunci, cred că orice primărie, dacă și-ar lua în calcul, bun, mă costă 9 milioane împodobitul
centrul orașului. Dar voi avea aproximativ atâția vizitatori la o taxă de 50 lei. Sigur nu va fi amortizată toată suma, dar cel puțin o mare parte din ea cu siguranță. Și atunci ai împușcat și capra și varza. Adică ai făcut și ceva spectaculos, nici nu ai sărăcit bugetul primăriei. Cred că aici rezolvarea pe care o propui e cea găsită de actuala primăria Bucureștiului, care a zis așa: aș încerca să ies cu aceste târguri pe 0 lei cheltuiți și vreau să iau bani din chirii, vreau să iau bani de la oamenii care intră acolo. Numai că, vezi tu, Ștefan, în România, foarte mulți oameni cred că aceasta e o schimbare care nu e necesară sau greșită, tocmai pentru că vreme de 20-25 de ani am făcut altfel. Și știi cum să spune, n-a mai murit nimeni, cum se zice pe românește. Ce era, domnule, dacă... Aș mai avea ceva de adăugat. Dacă tot îmi iei un ban, un 5 lei, un 10 lei, vreau ceva spectaculos, vreau ceva frumos. Nu să fie la fel ca în anii trecuți. Să fii uimit, să aduci senzaționalul ăla, să aduci ceva frumos. La noi, la Brașov, spre exemplu, primarul nostru, pe care din păcate l-am votat și eu, așa, e un primar care place totul să fie super mediatizat, orice chichită, orice. Da. Să mediatizați anul acesta cu mare faz că Brașovul nu va fi împodobit doar centru, chiar și cartierele. Așa, și? Ce ai ieșit? Decât să faci mult și prost, nu mai bine faci ceva puțin, turiștii nu o să vină să viziteze cartierele. Toți noi, cei care stăm, locuim în cartiere de Crăciun, dacă o să vrem să vizităm o sărbătoare de Crăciun, vor merge în centru, clar. Nu te duci la bradul din cartier. Și atunci îl contrazic un pic, că el, din dorința de a fi mediatizat, de a fi aplaudat, a cam exagerat. Hai să vedem cu ce... Asta este părerea mea. Să vedem cu ce factură iese la sfârșit Alen Coliban din toată povestea asta. Da, bine, dânsul vine cu proiecte extravagante, futuriste, senzaționale, numai că a uitat basic-ul unui primar. Un primar trebuie să fie foarte bun gospodar. Ceea ce dânsul, cu regret, Brașovul e atât de murdar în ultima perioadă, care noi, brașoveni, eram obișnuiți. Un oraș super curat, o infrastructură relativ bună pentru România. Brașovul totdeauna a fost lăudat din punctele astea de vedere. În ultima perioadă cam acumulăm bile negre. Ceea ce nu e ok. Bun, îți mulțumesc tare mult. E adevărat că noi am fost la Brașov pentru o ediție de Deșteptarea României, Sorin, nu? Da, noi ca turiștii am fost doar în centru, acolo la, cum se cheamă, livadă, ceva de genul ăsta, am uitat cum îi zice, chiar partea aia centrală unde sunt hotelurile, acolo e ok, adică era neschimbat, n-am văzut nimic față de alți ani, dar voi trăiți mai bine, voi puteți să puneți mai exact diagnosticul unui oraș. Tudor Lupescu scrie pe Facebook că taxa de intrare e complet neimportantă. Dacă intră fie cu taxă, fie cu gratis, cei cu mijloace limitate nu au bani să ia lucrurile care sunt foarte scumpe la tarabele alea. Da, e adevărat, e adevărat, dar în același timp văd concertul, luminițele și hai că să mai găsește 5 lei aia de-i dai la intrare, poate ți-ai turtă dulce, nu? Cât e o turtă dulce? Tot 5 lei, nu? Lucian, salutare, bine ai venit la România în direct. Cătălin, bine te-am regăsit. Mă bucur să ne auzim sănătoși și de data aceasta. Îți voi povesti impresiile mele despre unul dintre târgurile pe care chiar aseară l-am vizitat. Este vorba de târgul de Crăciun din Cluj-Napoca. Ia, bine că ai venit. E cu bani? Asta nu zi. Nu este cu bani. Am să contrazic antevorbitorii mei. Intrarea este gratuită. Nu, n-au zis că e cu bani, a zis doar că e coadă, atât a zis. Într-adevăr, era o coadă care dura probabil 10 minute, coadă care era cauzată de verificarea codurilor QR pentru cei vaccinați, înțelegând că majoritatea celor care intră acolo sunt cei vaccinați, exceptând, evident, copiii care nu pot face dovada vaccinării. Despre prețuri aș putea să-ți spun doar că sunt de târguri de Crăciun. Adică ce nu m-a impresionat pe mine? Mari, vrei este, să zici. Este amploarea acestui târg care, dacă o vedem, hai să spunem, dacă l-am vedea pe sticlă și l-am văzut pe sticlă, noi am făcut
trebuie să spun lucrul acesta, noi am făcut drumul de la Timișoara la Cluj tocmai pentru a vedea acest târg, e, în urma unui reportaj de televiziune în care prezentatorii au făcut în mod eficient reclamă târgului. Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele, cel puțin. Soția mea, care este alături de mine, suntem în drum spre Sighișoara, încercăm în scurta mini-vacanță să vedem cât mai multe din frumusețile țării, spunea, oare ce ai aștepta să vezi de la un târg de Crăciun? Și am spus că mi-aș dori să văd clipirea târgurilor pe care le văd la Viena, de exemplu. Nu mai departe, hai să mergem mai aproape, la Budapesta sau în orice alt oraș mai occidental. Lipsește, deși probabil s-a cheltuit foarte mult, nu vom ști niciodată care este factura acestor târguri de Crăciun și nici nu e atât de importantă. Nu e important dacă cineva trebuie să plătească cei 5 lei, cei 10 lei. Trebuie să ne gândim la bucuria care ne-o lasă în suflet. Evident și în mine și în tine și în toți cei care gândesc în momentul de față există o luptă interioară. Dacă într-adevăr târgurile astea își merită costurile, dacă oare cu banii aceștia s-ar fi putut face alte lucruri, să se facă un spital, să se facă o clinică pentru copii sau să se facă atât de multe lucruri, să fie ajutați nevoiașii care în zilele astea de restriște, de Crăciun ne amintim și de ei. Așa este. Nu asta este important. Important este ce ne face să ne bucure sufletul. Cred eu că în momente din astea e nevoie și de hrană pentru suflet. Dar tu îmi zici că nu te-ai bucurat acolo, de fapt. Eu nu m-am bucurat pentru că sunt obișnuit și cu Occidentul, cu sclipirea târgurilor de acolo. Au ceva mai altfel decât noi și dacă acel altceva ar avea un nume, eu cred că este, se numesc specialiști. Și mai mulți bani și specialiști și o eu atenție cred, mai mare la detaliu, da. Este foarte adevărat, dar cred eu că specialiștii sunt cei care ne lipsesc în momentul de față în primării. Am mai vorbit și anul trecut pe în momentul în care a izbucnit această mare nenorocire pe care astăzi încă o trăim și spuneam și atunci că lipsesc specialiști în comunicare, în toate domeniile, ei lipsesc cu desăvârșire. Da, ai dreptate. Îți mulțumesc, să ai o vacanță plăcută. Știu că mulți dintre voi sunteți pe drumurile României în momentul ăsta și vedeți impresia lui Lucian. Asta e România, de fapt, ea merge între oameni care sunt cu gândul și cu mintea și văd străinătatea și cei cărora li se pare foarte mult 5 lei la intrarea într-un târg. Între aceste două extreme ale României, noi trebuie să ne găsim echilibrul și la asta trebuie să se uite primarii României. Este esențial să cheltuiești 1.200.000 astfel încât să dai satisfacție și celor care au mers în Austria sau e bine ca banii ăștia să ajungă cu probleme sau pentru rezolvarea unor probleme reale. Salutare, Gabriel! Salut, Cătălin! Mă auzi? Te ascult! Te sunt din Craiova. Am ascultat o mare parte din interlocutorii tăi și inclusiv cel din Brașov, penultimul. Pot spune că, din punctul meu de vedere, și doar din punctul meu de vedere, la Craiova s-a inaugurat un târg minunat, fără taxă, fără absolut nicio taxă, inclusiv fără, pot spune, discriminarea acelui cod QR între populații. Cum? Dar asta este ilegal, din câte știu eu. Nu cred că este ilegal. Da? Nu cred că este ilegal. Având în vedere că în Craiova este sub 3 la mie, nu cred că este ilegal. Posibil să țină, da, de indicatorii ăștia, da. Posibil, nu știu pe de rost, acum 2, o să mă interesez. 2, 4, da. Este 2,40, te poți interesa. Da, da, da. În momentul care rata de infectare se duce sub 3 la mie, nu este necesar acest Am înțeles ce spui. Okay. Sunt provaccinare, pot face o paranteză, sunt provaccinare, dar nu... Nu ducem discuția acolo deocamdată, okay. O lăsăm pe săptămâna asta de vedere, din punctul meu de vedere, pot spune că primarul Craiovei, stimata doamnă Olgusa, a reușit vizibil să concureze cu târgul de la Viena pe care l-am vizitat. Serios? De mai multe ori. Da, trimiteți-ne poze pe WhatsApp și pe Facebook, puteți vă rog. Intra, da. Puteți intra pe pagina publică a doamnei primar și veți vedea poze a târgului de Crăciun din Craiova. Da. Chiar vă rog. O să intru. Haideți că doamna Olguța e rar lăudată în emisiunea asta. Acum că ați venit dumneavoastră,
cum se spune, cu... Nu sunt un fan PSD, nu fac politică, dar doamna Olguța de regulă a reușit și a promis către oraș. Și pot spune că în momentul de față Craiova e un oraș foarte curat. Comparativ cu Brașov, aici locutorului tău. Merită investiția? Adică poate că o fi dat și mulți bani. Merită investiția? Întreb. Adică... Cât a costat investiția sau cât costă, dar făcând o paranteză cu taxele și impozitele care noi le avem cele mai mari din această Europa și ne dorim a fi provestici, tu știi cât este taxa și impozitul pe salariu. Da, te referi la cea secă, alte taxe și impozite nu sunt, da. Toate taxele sunt enorme. Sunt enorme. Nu sunt cele mai mari din Europa. Da, deci zici că a meritat. Mulțumesc! Mă uit și eu acum pe fotografiile doamnei Ilia Olguța Vasilescu. Sunt frumoase. Dar nu pot să-mi dau seama așa de la distanță dacă sunt cele mai frumoase. Oricum, consemnez aici că doamna a fost rar lăudată, a venit cineva care a și lăudat-o. Vreau fi arătând, există sisteme și sisteme. După care întrebarea se pune, domnule, cum armonizez? Că dacă ai cheltuit 9 milioane de lei pe treaba asta, parcă nu ți iese foarte bine. Andreea, salutare! Discuția de astăzi, să știi că nu e despre cum arată Musai un târg de Crăciun, ci despre echilibru și cumpătare și o viziune asupra orașelor noastre. La tine cum să fie? Bună ziua, Cătălin, ție și ascultătorilor tăi. Am să încep cu o întrebare. Acești 1.200.000 pe care primarul Bucureștiului i-a găsit sunt bani pe care el îi va investi în noile luminițe de Crăciun? Nu sunt noi, că le folosește pe unele de acum 2 ani, înțeleg. Dar poate să le, din punctul meu de vedere, poate să le folosească și pe alea de acum 10 ani și să nu mai investească niciun ban în aceste luminițe. Da? Trebuie să Pentru plătești... că avem luminițe. Dacă luminițe, dacă anul trecut au fost cumpărate de 9 milioane luminițe, dacă cu un an în urmă nu mai știu de cât și tot așa mai departe, eu aș avea o întrebare. Unde sunt acele luminițe de Crăciun care s-au tot cumpărat până acum? Serviciile le plătește aici. Sunt companii care trebuie plătite ca să-ți facă modul în care arată asta. Nu neapărat obiectul fizic pe care, cu care poți să rămâi sau să-l închiriezi. Aici plătești niște servicii de pavoazare, cred că așa le zice. Ok, am înțeles. Acum, lăsând la o parte chestia asta, eu vreau să spun, trăiesc în București de 10 ani, locuiesc în sectorul 2, n-am văzut niciodată o luminiță pusă pe acolo, iar în afară de asta, nu sunt de acord cu prețul unui bilet la un târg, nu pentru mine. Pentru mine nu înseamnă nici mult, nici puțin acei 5 lei, dar... taxe și impozite plătesc și eu și cel care nu-și permite să-și cumpere acest bilet. Așa cum a spus o doamnă înainte, sunt foarte multe persoane care chiar merg acolo doar să-și clătească ochii, doar ca să facă o plimbare. Deci nu neapărat pentru costurile pe mâncare, cum au mai spus și antevorbitorii mei, sunt extraordinar de mari. Poate merg să-și cumpere doar o gogoașă, care și aia costă, doar aceea costă 5 lei, iar turta dulce, îți spun, costă 10 lei. Posibil, da? Nu mă pricep, da. Am mers în târgurile astea în fiecare an aproape și prețurile nu sunt deloc mici. Și știu foarte multe persoane care merg acolo să pur și simplu să-și clătească ochii și să-și umple sufletul. Îți mulțumesc tare mult, Andreea. Ai dreptate în ceea ce spui. Pe de altă parte, vă îndemn și eu mă străduiesc de aici, ca cetățean și ca cetățeni, să ne uităm cu atenție la ce se întâmplă sub aceste gânduri frumoase pe care le-ai rostit. Și ai dreptate. Se ascund foarte multe afaceri care, de fapt, au fost esența administrației publice românești, care au creat o cultură a gratuității și au spus, domnule, suntem atât de săraci că nu ne permitem decât să dăm milioane și milioane către diverse companii care fac diverse afaceri cu chestiunea asta. A fost un mecanism de căpușare
a banilor publici. Ori, nu poți să invoci sărăcia și proasta gestionare tocmai ca să îi obligi pe primar să dea foarte mulți bani în direcția asta. Ceea ce aveți de căutat se numește echilibru. Deocamdată ne oprim aici. Eu când sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.